Știți cum se zice, oameni buni, că toamna se numără bobocii. Nu e încă toamnă, dar vreau să o invit în platou pe Andreea Tonciu, care își numără vacanțele. A avut parte de 3 vara asta și e cât se poate de veselă și relaxată, așa cum o știm cu toții, de o grămadă de ani, nimeni alta decât Andreea Tonciu. Bravo, bravo! Foarte bine, mă, Andreea! Foarte bine, pe cuvântul meu de onoare! Și la dans ai foarte bine, arăți și impecabil! O, mulțumesc, ești un drăguț! Dar sunt supărată pe tine. De ce ești tu supărată pe mine? Sunt foarte supărată, Măruță, pentru că tu nu mă urmărești pe Instagram, pe Andreea Tonciu oficial. Cum să nu? Am făcut greșeala asta? O greșeală foarte mare. Te rog, imediat o repar, să știi. Deci intrați acum pe Andreea Tonciu oficial. Pe ce, există și Andreea Tonciu neoficială? Există foarte multe conturi fake, pentru că eu sunt o vedetă foarte mare și lumea îmi fură identitatea, Cătălin. Scrie sexy aici, stai un pic. I'm a sexy star, din România. Perfect, perfect. Știi, ieri am reunit legendele televiziunii, Mircea Radu, Andreea Marin, Raluca Moianu. Cum ar fi acum să vă reunim și pe voi, asistentele televiziunilor? Tu, sunt Ziana Buruiană, Simona Senzual. A fost în Ziana Buruiană asistentă? Am uitat asta, de când am născut stau foarte prost cu memoria. Dar erați prietene. Băi, da, n-am nimic cu fata, dar n-am nimic cu fata. Adică da. Tu vrei să-și ai jucat în Liga 1 și în Liga 2? Eu de fiecare dată joc numai în Liga 1, Cătălin, știi foarte am bine, înțeles. Liga 1. Sau Champions League, tati. Ai, ce? Nu, te-ai jucat, ai prins și Champions League, știi tu. Da. S-a uitat soțul meu acum la mine, dar este foarte înțelegător. Păi de ce, dragă? Ăsta e trecutul trecut, prezentul prezent, viitorul viitor. Se uită soțul? Da. Hai să-i zicem și lui un mesaj frumos. Te rog frumos. E ziua lui? Băi, la mulți ani pentru toți cei care astăzi sărbătoresc de Sfântul Alexandru, la mulți ani din partea noastră. Sărbătorește și soțul? La mulți ani. Nu, nu-l cheamă Alexandru. Dar ar putea să-l cheme. Nu, de ce? Dar cum vă înțelegeți? Că au mai fost tensiuni mai de mult, acum e totul bine, e pace? Este pace pentru că am un soț foarte calm, eu sunt o fire mai rebelă, mai nebună și mă înțelege pentru că eu trebuie să fac legea în casă, Cătălin. Adică tu ești șefa? Eu așa consider. Da. Ai fost și în vacanță? Am înțeles, vacanță după vacanță, 3 vacanțe, tată. De asta e soțul minunat. Da, e foarte minunat soțul meu. Așa? Unde ai fost în vacanță? Păi am fost în Turcia, unde mă duc în fiecare an pentru că îmi place foarte mult. Da. Să știi că am schimbat hoteluri și îmi pare foarte rău că n-am mai fost la hotelul la care te duci și tu. Da. Așa, am zis să încerc și altceva, dar... N-a fost ce trebuie. N-a fost ce trebuie, da. La anul o să mă duc exact unde ai fost și tu și unde am fost și eu. Am fost cu fata la noi la mare și am mai fost într-o vacanță. Într-o vacanță pot spune eșuată pentru că... O vacanță eșuată, de ce? Da, pentru că am văzut o țară care eu consideram despre acea țară că este o țară foarte, foarte frumoasă, dar am văzut exact cel mai urât ce este în țara aceea. Nu mai războaie, puști, nu mai nebunii. Unde da. Am fost în Liban și ce crezi, era să fiu sechestrată. Șoc! Da, și ce? Asta e. Și cât ai stat în Liban? Am stat vreo 9 zile. Ai fost tot doar tu cu soțul? Da, eu cu soțul. În Liban? În Liban. Deci cum ați ales destinația asta, Liban? Pentru că, ce să spun, am, în ghilimele, Cătălin, am primit cadou această vacanță, dar n-a fost vacanță. A fost o teroare. Deci erau să mă sechestreze teroriștii, crede-mă. Am stat într-o zonă în care, deci, sincer, stăteam în casă și s-auzeau numai împușcături. Am zis că am venit la război. Mi-a fost foarte frică. Deci de ce stai 9 zile? Pentru că așa a trebuit să stau. Pentru că așa mi s-a... Era biletul luat. Era de la low cost. Și nu, și dar cum era să fii sechestrată? Pe bune asta, că nu știu. Pe bune, pentru că eu dacă ieșeam așa pe stradă, așa aranjată... Tu așa ieșești prin Liban? Da, normal, pentru că normal soțul meu trebuie să se mândrească cu ce soție are lângă el, da? Și ieșeam normal, bineînțeles, aranjată și normal era să mă sechestreze Arabia de acolo și erau numai cu puștile și, Doamne, m-am speriat foarte tare, da, și aici la televizor că s-au împușcat unii exact acolo unde am stat eu, am zis că nebunesc. Păi și cum ți-au zis? Hai de Andreea, stai un pic că vrem să te sechestrăm sau cum? Da, mi-au zis și în română. Nu, nu. Mi-am dat seama că au venit cu mașinile după noi. Ei, la cum și? Te-ți dai seama ce am pățit eu în Liban. Pe bune și? Pe bune spun. Au tras mașina lângă voi? Da, și au zis acea domnișoară brunetă să se dea jos acum.
Și? Pentru că trebuie să o luăm aici la noi, în teritoriul nostru. Și? Și m-am speriat foarte tare. Noroc și soțul tău. Da, noroc, pentru că el este un tip mai bine și îți dai seama că... I-a speriat. Păi dar și tu să te duci așa îmbrăcată, Andreea? Da, în fine, hai să schimbăm... Că ești mai mult dezbrăcată. Hai să schimbăm subiectul. Acest subiect a fost un pamflet, trebuie tratat ca atare. Bă, dar are râsul ăsta care m-a lipsitor, pe da. Cuvântul meu. Bă, te-ai măritat tu, ai copil, ți s-a schimbat viața, da. Asta e tot ce contează. Spune-mi ce mai face mama ta, știi că întotdeauna te întreb de ea. Da, ce să facă mama mea, ceea ce știe face la florărie la ea. Da? Da, este tot așa, tot ea are grijă de voi? Normal. Tot bine, ea... acum de mine are grijă soțul meu. Da, îmi place că vorbești foarte des de soțul tău și că au trecut tensiunile alea, pentru că în trecut au fost ceva tensiuni, Andreea. Nu poți să zici că n-au fost. E ca în orice cuplu, dar să știi că mi-a dat Dumnezeu un bărbat foarte bun. Față de cum sunt eu de nebună, el mi-a dat un bărbat foarte calm, foarte ok. Adică ești mulțumită, e totul foarte bine. Mulțumită sunt, adică da? Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap cu el. Ba, poate și invers. Păi, nu, dar tu ești că ești mai nebună. Păi eu sunt nebună, dar voi nu știți cum sunt eu. Eu sunt o fire foarte nebună, adică eu sunt foarte rebelă. Zic ceea ce vreau când vreau, nu mă feresc de nimeni, fac ceea ce vreau, da? Când vrei. Când vrei, cu cine vrei. Da, opa. Bravo, mă. Știi să faci plăcinte? Ai un râs care seamănă cu al Savetei Bogdan. Doamna Saveta Bogdan, cântăreața de muzică populară, râde la fel, molipsitor, cu multă poftă de viață. Aolo! Da. Uite, s-a mai găsit și cineva acum să-mi copie râsul. Da, credeam că sunt singura, Cătălin. Ești unică. Da. Dar oricum, te-ai și bronzat, arăți foarte bine, pe cuvântul da, meu. Da, mulțumesc. Atunci, și chiar nu mai știam ce ai mai făcut în ultima perioadă. Deci... Ce să fac, mi-era tare dor de tine, pentru că eu când vin la tine în emisiune mă simt ca la mine acasă. Și înflorești. Înflorești și îmi dai așa o stare de bine. Ăsta e rolul nostru, de asta suntem aici plătiți zi de zi. Dar și părul ăsta e special. E special, special Ia for you. Ia așa un pic. Yes, e special for you. Arabesc un pic așa, libanez. Mai bine zis turcesc. Turcesc. O irama și cât de... Ia, bagă de... Iulica, caută pe YouTube tatia asta de la... A, nu, melodia mea, nu mai țin minte. Care? Că eu am... Cătălin, nu mai țin minte că eu am cântat aici în direct la tine o melodie turcească. Păi nu mai știu cum se numește. A fost așa mișto momentul ăla încât am vrut să-l șterg din cap. Deci nu ți-a plăcut. Ba da, mă, păi cum ai cântat tu, tu cânti exact ca mine. Da, deci nu mai țin minte. De dansat. Da, nu mai țin minte, nasul mi s-a... cum era? Cu nasul, era ceva legat de nas, că de-abia mă operasem la nas. Da, îți vine superb nasul. Mulțumesc. Ai probleme cu el? Nu. Respir bine. Asta e. Bun. Ai, Iurica, ceva turcesc? Vine imediat. Vine imediat. Să vină turcii. Mai bine aduci tu boxa ta din regie. Că boxa ta e imediat. Asta e Andreea. Asta e pentru Andreea Tunciu. Iulica, stop. Iulica, numai o secundă. Ține piesa asta minte. Nicolaina, vino puțin. Pentru că am și pe prietenul meu și el a fost în vacanță în Turcia. Și e foarte bun dansator, Daniel Nicolaina. Uite-te ce față de libanez are. Și ce vrei să dansezi cu el? El te poate scoate în pas de dans de aici. Și îți mulțumesc mult de tot. Nicolaina, poți să o sechestrezi în pas de dans. Te rog frumos, să nu uităm. Da. Acum îți iei telefonul. Te rog frumos, Cătălin, ca să nu mă supăr, să nu plec supărată Andreea de la tine Tonciu din emisiune. Oficial. Deci te rog frumos, da, mă, Andreea, acum. Andreea Tonciu oficial. Yes. Perfect, gata. Andreea Tonciu oficial, pe cuvânt. Pe okay. Instagram, o urmărim. Iulica, 30 de secunde pentru talentatul meu, coleg Nicolaina. De ce m-a făcut mine la turcească? Pregătit, bineînțeles, de Petrișor, coregraful, omul care ne ajută. Să știi că Daniel Nicolaina abia aștepta, astăzi era liber, dar a venit special da. Pentru că tu ai venit la emisiune. Are emoții mulțumesc. Că te-a întâlnit. Țin să-i mulțumesc doamnei producători pentru această ocazie. Păi da, pentru că erai liber și ți-a zis că vine Andreea Tonciu și ai venit astăzi din ziua ta liberă. Da. Mulțumesc! Perfect, să știi că e un băiat senzațional, să vezi cum dansează, băgați dansul ăsta. Am luat taxi de la scump ca să... Ia, băgați dansul! Ia! Da, ce dansăm? Hai, Nicolaina!